Ei, că-i ziua! Bună ziua! Noi suntem o echipă de haiduși care mai ajutăm și cine are mai multă nevoie de ajutor. Și aici aveți o vecină. Cum vă spune? Da, doamna Iera. Iera. Ei ne-au sunat, eram pe drum spre Ocnița și am făcut așa un mic derapaj de la traseu. Și am zis să trecem să vedem care sunt... Nu, stai, dar păi lasă. Dă-i să vorbim întâi. Noi v-am adus jucării, cadouri, produse alimentare. Dar vrem să vă auzim întâi. Spune mulțumesc. Stai, Iulia, și mulțumesc că nu o luat nimic. Amuș, îmi iau șapca de Moș Crăciun și vă aducem cadouri. Cum îți spune? Lasă, nu plânge, mă, că vine anul nou. Uite, cum îi spune? Cu lopata. Da, Amuș, să facem o leac de loc. Cum îți spune ție? Mie îmi spune Emilia. Emilia. Trei sai tăi, toți. Nu, doi. Este nepot. A cui e? Nepotul, la soră. Aha. Să mă ajut. Vă rog. Deschid niște lemne. Doamna, știți, ia spuneți cum ne-ați spus ca, ca să... Mai spune, situația lui dumneavoastră e foarte grea. O să vă uitați. Am înțeles. N-au lumină, ajutor n-au din încăiere. Ce o să scris copilul la grădiniță? Pe asta, mă... Copilul a scris la grădiniță așa. Doamna educatoare, eu întreba pe tăți, ce doriți? Uh-huh. Tăți, jucării, bomboane, avioane. Dar mic? Da, ăsta mic scrie, eu doresc lumină. Să avem lumină. Da, nu, nu. Ei, a fost, doamna educatoare, eu sunt ochicat în comă, când au auzit așa... Ia zi, tu ai scris o scrisoare la Moș Crăciun? Da. Și ce ai cerut la Moș Crăciun? Mașină. Și încă? Să am lumină. A, lumină vrei să ai, dar și n-ai lumină. De când n-ai lumină? De mult? Uite, tielu. A, cum îți spuneți? Sebastian. Sebastian. Amuș, bărăva să știi Moș Crăciun pentru tine, Amuș. Amuș, avem de toate. De când nu ai lumină? De mult, de asta vară. Eu am vreo 3 luni de când trăiesc aici. Că 3 luni de când trăiești aici? Soțul, dacă, ca și cum am fost plecată din așa, că el e casa lui, e una alta. Și acum îți dă voi străiești? Da, acum îmi dă. Ai lemne, ai tot pentru iarnă? Nu, am vreo 2 lemne acolo. Hai, Camușan, să vedem și ce faci. Noi avem aici un grup de haiduși, oameni gospodari. Unde e Oleg? Oleg? Ia zi, Oleg, tu ai venit, ești Moș Crăciun și bani Andrei. Căutăm. Vom noi să dăm o mână de ajutor la cei care nici ei sunt închise asta, înțeleg? Trebuie făcut mână cu mână să faci o, o băgheț cu băgheț sub carul. Hai să-i ajutăm pe ăștia mici. Producția ta. Dragi prieteni, mai facem o acțiune. Bunurile care le-au trimis fetele din Italia încă sunt aici. Dar aici e o iarnă cu zăpadă de jumătate de metru. Aici chiar e iarna. Amuș, mergem să... Domnul Oleg, ia hai să vedem dumneavoastră ce ați... Știu că aveți și produse alimentare. Haideți să le punem. Da, pentru copii 6-8 ani. Matale le-ai structurat și le-ai pus pe vârste. 6-8. 6-8 băiețel, fetiță care... Și fată și băiat. Și vecinul dat. Și vecinul. Dumneavoastră de unde sunteți? La Biruința. Biruința. Drept că v-am găsit la Bălți și de la Bălți am venit împreună. Da, ieuște. 6-8 ani. Sunt fetițe. Da, 6, nu știu cât are, da. Să fie doamna mai bine. Doamna, ia veniți cu așa, 6-8 ani. Să aleagă. Da, eu sunt de acord că să aleagă. Ia, eu am să iau cadourile. Acum să vedem, să intrăm în esență întâi despre ce merge. Ia vezi acolo că sunt hăinuțe, eu am să pregătesc produsele alimentare, dar ție, tu pe Moș Crăciun l-ai așteptat. Da, eu am făcut. Eroia, stai, ține că eu am să... Nu, ce la Moș Crăciun. Da? Nu s-au gândit că te iei Moș Crăciun. Ia! Noi să fim în loc de Moș Crăciun. Și ție! Și avem mai multe dulciuri, dar le scoatem câte o leacă. Dar sunt cele mai importante. Ia vin cu așa. O căciulă. Ține! Câți are? Trebuie să, că ai să rășești. 30. Oho! Și produsele sale lui Oleg, acuși o să vină Oleg. Ia uitați-vă, astea sunt produse alimentare pentru voi. Toate. Unii. Oleg, hai că hainele astea le leagă doamna, cei care au necesar. Că nu dăm toate. Ia vină cu din care sunt. Eu din discuție. Hai să vedem cu produsele alimentare. Așa. Aici sunt mai multe.
Tata are 12 ani și Sebe are 5 ani. Domn Vasile, că și tot ești scurt, e pentru băieți. Da, 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 le vedem. Astea încă biscuiți din Irlanda. Facem un cadou mare. Hai că tu restul ăsta să le alegi. Uitați-vă în... Ia, ia, doamne. Așa văzut biscuiți. A, Romanic. Și facem, domn Andrei, găsim un pădurar să-i plătim să ne dăie și lemne. Și pentru energie electrică, să ne dai factura să vedem și putem face, cu cine ne putem înțelege ca să aveți. Ce mă acolo, da. Înăuntru, da? Da. Hai vă rog frumos să mă ajutați. Da. Hai, da. Sau eu. Ia, mă, luați vă rog ăsta. Da, da. Ia să ne dai ceva să le punem pe astea. Ia țin-le tu. E, tot, tot, tot. O, fugi în casă să le duc, că astea sunt tăile, tăti. Uite, mă, poți? Acasă nu-i gătă. Așa. Bravo, tac, este. 1, 2, 3. Ai văzut că există oameni buni. Da, am văzut. Mulțumesc lui Checheira. Checheira. Și hainuță, papușei, am ușa să vedem. Fetița, ce clasă e? A patra. O, a cincea, trebuie să fie a șase. L-ai așteptat Moș Crăciun? Da. Bravo. Hai că mai vedem și mai avem. Vezi că eu sunt cu tot cu pălărie. Două secunde să luăm și mai este din... Așa. Astea sunt toate pentru tine, da? Opa, pune-le în torbă. Astea din Irlanda. Biscuiți. Du tot în casă, tot. O, o, ia tot să du. Ai Sani? Se dai la Săniuș? Nu are. N-ai Sani? Am scăpat noi Sani. Și fel de, și fel de sărbători de iarnă. Hai că până le mai scoatem și mai avem. Asta să le desfaceți și să le alegeți. Care vă trebuie, care nu... Cât ai pentru lumină de dat? 2000 de lei costă. 2000 ca să te conectezi înapoi. Da. Azi când ne lămurim. Datoriile sau... Cu tot cu... 250 lei trebuie să achiti soț și el nu a achitat. Și de la 250 la 2000? Fiindcă nu, noi trebuie să achităm cablu. Dar și ți-o tăiet cablu? Da, și l-o tăiet. Cablu la noi e foarte rău. Și îmi trebuie numai pe cablu vreo 600 de lei. La contor aveți? Contorul îmi trebuie numai... Asta cum se numește? De afară, crâșca care s-o pui. Numai și trebuie să achităm vreo 250-300, eu nu știu cam câte. Și 250 trebuie să achităm lumina și 800 conectarea. Și noi am socotit în total la vreo 2000 de lei. Hai că facem un gest. Facem, găsim, resurse sunt. Hai că intrăm să vedem și jucăriile și bunurile. Ia uite-l. Sebastian și-o dus tăt ca un om gospodar. De Crăciun până pe 7, eu cred că rezolvăm. Astea sunt produsele trimise de la băieții din străinătate și de aici, de acasă. Iau și băieți, da, gospodare avem. Social, nu primim din nicăieri. Dar de ce? Nu am fost odată mai de mult și m-am adresat și a spus că fiind cam... Și ai. Picioare, trebuie ca să lucrez, ca să... Dar păi copiii ăștia, dacă sunt, nu există susținere deloc? Și de atunci n-am mai fost la primărie, n-am mai fost la... Nicăieri. Și cu și te încălzăști? Cu lemnea, că ne-a adus o căruță de lemne din pădure și le-am tăiat și a cam un lidischic. Și soții psihotare, chiar azi am grăit cu el și i-am spus, chiar nu te doare inima, îți trimiți la copii. Dar pune psihotare. Nu, muscul. Și ce nu trimite bani acasă? Nimic. De sărbători, măcar de sărbători să-i trimite mari. De multe pleca, da? Are vreo 4 luni când e plecat și nici nu se răzbinge și nu se spune și copiii să ne spune. Hai că noi încetișor am să facem ca să aducem și lumină în casă și lemne. Dar casa a cui? Tot are casa, el a cumpărat-o cu mine. Ați cumpărat-o împreună? Da, dar noi nu avem documente pe ea. Dar cum ați cumpărat dacă nu aveți documente? Am spus ca să-mi fac, azi trebuie să punem amândoi, ca și cum și noi și ei și nu ne dă afară, dar... Și cum trăiești fără lumină? Sara mai devreme? Da, ne culcăm pe ele șapte. Hai să vedem. Hai, intră! Treci! Hai! Lăsați! Asta-i... Ia toate bunurile, dulciurile, adă-le în casă, Sebastian! Adă tot în casă, că tăti-a tău! Mai găsim noi niște dulciuri! Curat, aranjat! Bravo! Asta cum se numește? Da, asta și. E batareica. Noi stăm cu dânsa înspre dimineață. Așa, înspre dimineață stați cu baterie. Sebi, o adus. Sebi și cu Gabriela, hai. Noi aici dormim. Noi aici se încălzește mai bine. Și noi aici tăstrii dormim. Tăstrii dormim. Da, de cu seara prindem candela, ea că e afară, că am scos acolo în calidor.
De cu seara fac mâncare și așa pe oameni ne spălăm și cu baterie ca spre dimineață. Da, e curățele, aranjate, e bravo. Produse alimentare. Nu avem nimic, cred că vă arăt așa. Noi... Dar păi băieții care au adus deja ai săi, de sărbători ai săi. Asta e tot. Asta am făcut turte. Asta, asta ai mâncat turte. Da, turte și cu sos de cartofi, nu știu să-mi scap așa, nu le-am mai scos. Și cu ceai și cu turte și hai cu... Hai Sebi, stai un duș, ori mai duș. Hai, hai, hai și bravo. Mai cu asta. Cine mai ajută lumea, facu? Am înțeles. Dragi prieteni, eu sunt în drum spre Ohnița, mă duc la Ohnița, la o familie mai numeroasă. Și m-a sunat o doamnă și mi-a atras atenția o frază pe care n-am să o uit. Băiețelul ăsta mic îmblă la grădiniță. Și el zice că toți copiii la grădiniță au scris că vor bomboane, dulciuri, dar el a scris educatoarei și lui Moș Crăciun că vrea lumină, vrea energie electrică ca să nu mai stea pe întuneric. Eu cred că în secolul 21, când oamenii zboară în cosmos, Tesla se duc cu corăbii cosmici, noi avem gospodării care nu sunt conectate la energie electrică, familii, copii. Eu nu mai vorbesc de asistența socială care ar trebui să... Sunt situații diferite. Eu fac apel către cei de la guvernare și către cei care au furat statul ăsta și beau acu de anul nou șampanie de 500 de euro, de 1000 de euro. Schimbați sistemul ăsta ticălos care naște astfel de situații. Ca mamele cu copii care sunt neajutorate, că nu avem locuri de muncă. Să poată să bucure împreună copiilor de energie electrică, de lumină. Sebi, Moș Crăciun a venit la tine. Dar tu știi vreo poezie, Sebi? Ia zi ceva. Să mai dau un cadou. Zi ceva mai curajos avea. Când vine vremea rea, cu primii vidurile, se scuce în eroare, sunte săbători. Povești cu îngerani, pentru copii, cum vin să-mi prame Moș Crăciun. Bravo, bravo, felicitări! Bomboanele ți le-a dat de așa, gata, astea sunt ele. Asta e pentru Moș Crăciun. Ai văzut că a venit Moș Crăciun la tine? Mulțumim. Bravo, Sebi. Din datorită ției, mămica, și tu ai să ai lumină de Crăciun. Ne ducem acum să rezolvăm problema cu energie electrică, venim cu tot cu cablu, cât de repede posibil. Eu îți promit că facem să se îndeplinească visul tău să ai lumină. Și bomboane, dulciuri de anul nou. Ne-am înțeles? Da. Ai o palmă cal, așa, așa, bărbătește. Aici e bărbatul casei. Noi am să facem tot posibil ca tu să... Mulțumesc din suflet și lui Chechea ieri, ai mulțumesc din toată inima. Nu mai e mă ajută. Nu mai e de ajută. Nu mai e mă ajută. Tot o să fie bine. Aveți... Vă mulțumim din suflet. Aveți răbdare, am să căutăm și un pădurar care mi-a aproape să cumpărăm lemne, ca să ai lemne asigurată, cel puțin pe perioada rece a anului, ca să nu stai fără lumină și fără căldură. Dacă vezi că copiii sunt salvarea noastră. Da. Salvarea vine de la cel mai mic din familie. Că el a scris scrisoarea lui Moș Crăciun și datorită vecinii au ajuns la noi. La mulți ani vă dorim. Și ați văzut că sunt oameni buni, credință. Uitați-vă câte bunuri v-au adus. Și acum hai cu mine să alegem haine pentru copii ca să ai pe următoarea perioadă să nu mai cumperi haine. Mulțumim. Haidem. Frumos. Haidem toți avară. Hai, hey, gentlemen. Domnule, da, ia spuneți, de unde a venit inițiativa să ajutăm? Că nu știam unde să ajungem azi, nici eu, nici dumneavoastră. La doamna Ira. Nu, că pe Oleg l-am găsit la Bălț. Nu, prima dată l-am văzut acum o jumătate de oră. Și de ajută cu urmărești noi, normal, dacă Facebook am dăvăr. Bravo, vă, sunteți o echipă foarte puternică. Urmărești noi, vedem că faci fapte bune, să des contribuim și noi, mă, că cât de cred că este... Splângi într-adevăr, splângi sufletul, care are suflet în trăsul, el nu poate să uite așa, sigur, indiferent, știi? Ia noi un pic și el, încălțați și el și de chiul acolo. Hai, da, încălțați la părți. Hai, la pijor, mă? Hai, mama, suntem călți. Și am venit cu produse și cu ajutor, cu hăinuțe, că dumneavoastră ați gătit acolo, pe vârste, pe... Da, pe acolo sunt, ai comentat niște cutii și poți mă uitați, mă trebuie să coș acolo cu... Așa. Era pentru fetița acolo, era niște... Scurtă și un mantovar și era. Eu mă dați în casă cu tot aranjit, cu tiraș. Da, 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 ele, eu cred că fata o să le aranjeze pe toate. Dă să vedem, eu mai am și eu, am o cutie întreagă cu papuși. Asta vecina, datorită dumneavoastră. Datorită mie, nu m-a stat foarte jale de dânsă. Că Matale a spus că vecinii au și ei grijă, mai contribuie și ei, dar nu reușim. Mai dăm și noi, dar tot și nu putem, nu dovedim, cum să vă spun.
Și de ce am apelat la dumneavoastră, să Dumnezeu să vă dea sănătate, să pășeți un lucru foarte bun. Dar vă urmăresc. Știți tăt, dar nu v-ați gândit că vinim. M-am bucurat că v-am văzut în realitate. Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumim. La mulți ani și dumneavoastră și nouă tuturor. Dumnezeu să vă dea înzășit. Înzășit să vă dea. La cei care contribuie și la ei care au inimă. Iau, pentru dânsii. Pentru ei care scrie scrisorile Moș Crăciun. El chiar crede în minuni. Și minunile se întâmplă. Moș Crăciun a sosit la tine. Și ea și poezii, știi? El s-o pregăti și cu poezii. Da? Și pus po- poezii la Moș Crăciun. Da, cum? Da. Și Moș Crăciun i-a dat și cadou. Ai plăcut mare, mi-a trebuit să luat cutie și cu inimă. Și da? Dacă are inimă de bărbat. El i-a luat și cutie și așa, i-a luat pătrămoș. Bă, frate, dacă el la vârsta asta are conștiință, mă, eu scris scrisoarele Moș Crăciun și o zic că vrea lumină, le energie electrică. Doamne, când am văzut și-o scris el, toți vreau mașinele, avioane, el vrea lumină. Unii gisează șampanie de 1000 de euro, cum spunea și domnul Andrei. Dar el vrea lumină. O să facem și-o lumină. Așa de cu candela, sărași, cu candela, așa. Hai să luăm și hainele care au rămas, hai să selectăm, să sortăm. Bravo. Ne pornim dimineața de la Chișinău, dar nu știm unde să ajungem. Zic, numai Dumnezeu știe cum lucrează în lumea asta. Numai el știe cum și unde ai să ajungi, pentru cine ai să fii Moș Crăciun. Felicia, mulțumesc pentru daruri și băieții care încă nici nu sunt dispachetate multe dintre dânsele, care au venit acum din Italia și din altă parte. Și domnul Oleg de la Bălți, forța! Și Cuțu! E bună? Sigur. Nu că sunt multe lucruri bune, bune, care urmează să fie... Am intrat aici într-o fundătură și râdim cum am să ieșim înapoi, că zăpada e de jumătate de metru. Aici chiar e altă lume. Dar am zis că împingem cu tot satul, dar ieșim de aici. Eu sunt fericit pentru că pot să fac lucruri bune și să sunt oameni fericiți în urma noastră. Fiți mai buni de Crăciun. Hai să fim mai buni. Vă iubesc pe toți cei care aveți suflet și aveți inimă și contribuiți și faceți ca lumea să se bucure. Și ăștia mici să creadă în minuni de Crăciun. La mulți ani! La mulți ani de sărbători!